extraordinar. Și Max Lucado a fost invitat în urmă cu mai mulți ani de zile la New York, la sediul ONU, să vorbească, să țină un speech în fața unor lideri importanței lumii, unor secretari de stat, oameni cu funcție, rang înalt în țările lor, să le vorbească despre programul umanitar de hrană pentru oamenii flămânzi. Și ce a făcut Max Lucado în stilul lui uh, nonconformist? S-a dus la tribuna aceea, era acolo lideri importanți din toată lumea și au zis, vreau să vă spun ceva, nu știu pentru ce m-ați chemat voi aici, dar eu vreau să vă spun ce cred eu. În fiecare an, sute de mii de oameni, au zis el, vă citez la o recepție oficială, în fiecare an, sute de mii de oameni mor de foame și pe voi vă doare în cot. Toți birocrații de aici, pe voi vă doare în cot. Și sute de mii de oameni mor de foame în fiecare an. Dar o zis, și în momentul când au zis că este aia toți, bă, dar cât de nepoliticos este ăsta. A făcut o rumoare în sală, vă dați seama, jignit, domne, pe liderii de stat. Și au zis, ce și ce durerea mai mare? că pe voi nu vă doare și nu vă deranjează faptul că oamenii mor de foame, ci pe voi ce vă deranjează, singurul lucru care vă deranjează este că v-am spus că vă doare în cot. No, asta e durerea mea, a spus. Și știți de ce? Pentru că tu nu te uiți la problemă, ci te uiți numai la tine. Pentru că îți pasă numai de tine. Iubitor de sine. Mai apoi spune iubitor de bani. Asta e o altă preocupare a oamenilor din vremurile noastre. Spune, în zile din urmă, Timotei, încă o preocupare a oamenilor va fi numai că sunt iubitori de sine, dar spune, vor fi iubitori de bani. Predica Alex astăzi foarte frumos despre, despre relația asta a creștinului cu banii și vorbea foarte frumos despre faptul că, că banii nu au o valoare etică.